Fac acum și un apel la toate partidele din opoziție. Stimați colegi, stimați politicieni, cei care pretindeți că vreți doar binele cetățenilor din Republica Moldova, așa cum îl doresc și eu. Vă rugăm să ne organizăm toți împreună, să organizăm un front comun, să organizăm un comitet de salvare a populației, de susținere a populației. Haideți să ne așezăm noi, că deja propunerea mea de săptămână trecută n-a fost auzită de nimeni. Într-o emisiune, dacă nu greșesc, l-am auzit doar pe Candu la televizor, care, băi, iată, usată odată o idee bună, ca toate partidele de opoziție să fie incluse în această comisie națională. Dacă ei au refuzat să includă 3 medici, dacă domnul Chicu iese azi, și înțeleg eu că Igor Dodon e pricălesc. O leac pe aici, o leac pe acolo, o leac pe subțioară. Și domnul Chicu s-a permis, fiind prim-ministru, președintele Comisiei Naționale pentru situații excepționale în Republicii Moldova, să iasă. Și spui că doamna din Soroca, care au văzut 100 de mii de cetățeni care ieri a ieșit într-un live, care a povestit cum s-a infectat, și Chicu a ieșit și a zis, lăsați voi cu live-urile astea glamurne pe Facebook. Молодец! Это сегодня, если провести опрос, домнули Кику, вы сегодня на 90% подняли рейтинг партии социалистов. Значит, из 101 депутатов парламента, если будет в воскресенье выборы, социалисты наберут 170 депутатов. Молодцы, продолжайте. Вы очень серьезно помогаете друг другу.